Salutare tuturor, numele meu este Gamerul Mort, de fapt este Micuțul Ucigaș și bine v-am găsit la o serie minunată de Minecraft. Faza cu serverul, nu știu, nu prea mai am ce să fac, m-am plictisit destul de tare de juca pe server. Hai să creăm o lume, o să numim le... Bă, play Minecraft. Bine. Și să vedem un seed. Stai. Ne. Gata. Hai să dăm. Când noroc am bonus chest on, pentru că am și o nevoie de... Ok. Deci am dat bonus chest pentru că am și o nevoie de apreciere, de ajutor, de un minor ajutor. Și probabil nu am auzit o mică perioadă de timp, nu știu. Probabil. Nu știu. Căzuse un pic microfonul, să rise de aici. Și, ok. E pădure. Nu mă deranjează. Ok, stai să se revină. Așa, să general. Și da, o serie de Minecraft pe serverul ăla, nu știu. Păi, cred că o să mai fac vreo 2-3 episoade. Nu mai am ce să fac, pur și simplu. Casa aia am terminat-o. Și nu știu. Eventual... O să închid seria aia, cred că o să închid seria aia pe Minecraft, pe server, o să... Și nu știu, probabil o să joc Hunger Games acolo și o să încep o serie... Nu știu, sunt planuri, nu este nimic asigur. Ok, hai să facem repede rost de lemnul ăsta. Ok. Hai să vedem dacă pot să găsesc ceva ieșire de aici. Și dacă vă întrebați de ce am început seria asta, păi, în primul rând, lumea e doar a mea. Este, sunt singur pe lume, nimeni nu mă bate la cap, nimeni nu vine să-mi distrugă casa sau chestii din astea. Și plus că... Ăsta, ce vreau să zic... Avem ce face, adică o să facem o casă... O să lucrăm destul de mult la ea, adică o să fim... Hai să te îmblânzesc, căluțule! Bă, urâtule, mă! Vreau să te îmblânzesc! Du-te, noi! Și da, deci o să facem foarte multe chestii, o să lucrăm la case, ce o să mai facem? O să facem ferme automate, chestii mișto, chiar dacă eu nu știu nimica din ce am zis eu pe aici, dar nu contează, sunt detalii minore, neimportante. Ce avem noi aici? Avem o mică pădure mai mare. Eu le zic braz la chestia asta. Deci o să avem o pădure de braz. Hop. Vezi din ce-i pe ce? Stai un pic. Oh. Mă scuzați. Nu am nevoie de lemn firar. Poc. Piup. Băi. Poc. Așa. Cic. Cic. Nu. Așa. Și așa. We'll kill you, my little friend. You're dead. Unde mai sunt, mă? Pisi. Ah, aici.
ce ai făcut? PC, you're dead. Ok. Asta ne rămâne apoi măsuța de lucru. De, ok, și continuăm. Deci ce voi face în această serie? Păi, o să ne bazăm foarte mult pe construcții, chiar dacă sunt foarte praf la ele. Știu, știu. Nici eu nu știu de ce am început seria asta. Dar nu contează! Ce zi sâmbătă! Yeah! Pare rău dacă auziți un scârțâi pe fundalie de la mouse. Nu știu ce are, câteodată mai îmi scârție când dau play și... Da, nu știu. Nu știu ce. Dar trebuie să recunoaștem, e mouse-ul care a durat cel mai mult la mine, adică da. Am avut vreo până acum și... nu prea a durat cine știe ce. Vă spun așa, fiecare mouse a durat maxim 3 luni. Cam ceva de genul. Ăsta a durat mai mult, a durat 4. De fapt, dacă ar fi să o luăm așa, a durat un an întreg, pentru că eu l-am ceva de genul de prin decembrie 2013, iar noi acum suntem 2014. Știi ce vreau să zic? Ignorați, vă rog, sunetele de pe fundalie, bunica mea urlând. Hai să mai facem niște lemn și să găsim o zonă mai plată pentru casă, sau chiar vreau să o fac din lemn. Nu știu, parcă aș vrea să fac din altceva. Adică serios, parcă lemn nu e prea tot timpul casă din lemn. Am să o fac din ce am eu să o fac. Mi-ar veni o mică idee. Ce ziceți? S-ar putea să-l copiez acum pe Hitpink, făcând o casă din sandstone. Mă, ce naiba ai, m-au stâmpit? Mă gândesc așa. Facem o casă din sandstone. Tot în formă de rom, sau nu de rom, bauză, mine. De cerc. Dar a noastră o să fie diferită. Mă gândeam așa, o să fac dita mai cercul, chiar dacă nu există așa ceva în Minecraft, dar în fine. Știi ce vreau să zic? Și mă gândeam așa, o să fac dita mai cercul și o să-l pun pe etaj, adică să fie ceva de genul, nu știu, 20 de etaje, la fiecare etaj ceva diferit. Sau... O să caut o zonă cu copaci înalt și eventual să-mi fac o casă în copac. Sau nu, mă, gata, știu. Știți unde o să ne facem noi casă? Pe muntele alea, mă. Suntem oamenii munții lor. Ok, hai să vedem cum ajungem noi acolo. Luăm pe aici. Opa, prea la mulțime. Ouleu, stai că trebuie să mai și mănânc. Ok, deci o să-l facem acolo și o să nivelez tot muntele. Adică, sper, adică nu. O să fie lungă seria și o să-mi fac acolo casa, o să fie mare și cred că o să fac din cobblestone sau, nu știu. Habar n-am, nu știu, chiar nu știu. Mi-a rupt picioarele. Hai să luăm mai întâi aici, cărbunele. Asta, doamne, vreau să mai fac un crafting table. Hai să dăm papac. Ștruc. Păi. Bă, frate, dar... Și n-ai bat tot scârzi așa urât. O să sta. Ok, hai să luăm cărbunele. Yeah, cărbune. Cum să nu-ți placă cărbunele?
Deci da, o să facem casa acolo, sus, sus, pe munte. Pe sus, sus, pe sus, sus, pe sus, tot pe sus. Și o să fie așa frumoasă, mare. Nu știu din ce mai exact, adică na. Nu știu. Habar n-am ce să fac. Adică parcă na, lent tot timpul. Am mai și pe seria Minecraft pe server am făcut casă de lemn, parcă vreau ceva diferit. De exemplu, sandstone sau musty cobblestone. Gata, mă știu. O să o fac din nu orice tip de sandstone, ci din sandstone-ul ăla cu față de creeper, așa mișto, pentru că creeperii armon prieteni. Sau ceva de genul. Frate, și nu mai suport școala, deci nu mai pot, nu mai vreau să mai merg nici deloc. M-am săturat. N-am terminat bine cu tezele, profesorii ăștia ne dau iarte. Deci, nu mai spor, frate. N-am terminat bine tezele. Pac! Test! Bă, frate, am dat două teste zilele astea. Adică, înțeleg eu că... Da, n-avem note pentru că tu, de, ca profesor, nu ne-ai dat note la început și apoi ne dai note... la sfârșit, așa, da. Totuși, tot uși. Adică, nu putea să ne dea la început 20 de note și după să ne lase în pace? Nu. Trebuia să ne predea de ne-o rupt, după care, când avem teze și astea, slavă Domnului că le-am terminat, oi, mă, capul, început de mișto. După ce le-am terminat, pac, intră pe test. Să o fac aici acasă? Da, mie o idee, adică, da. Hai să punem acei crafting, adică și la înălțime, aerul curat, n-am cobblestone, hai, du-te, hai să vedem, ar trebui să găsesc o metodă să ajung mai ușor acolo jos, dar mai încolo, hai să vedem, hai să facem mai întâi niște bețe, ok. Acum facem un mic topor. Te-aș pune corect. Și este ce bine ar fi. Ne luăm înapoi crafting-ul, chiar dacă o să-l punem la loc imediat. Oh my god. O să mă uit pe net după video ăsta și o să văd cam cum să fac casa. Nu știu, adică și videourile acestea nu vor fi foarte lungi, vor fi ceva de genul, cum să zic eu, 15 minute, 16 minute, având în vedere noaptea durează 10 minute, ziua 10 minute, cam de genul ăsta. Bă, dăm lemnul înapoi, ok, mersi. Deci sunt foarte răcit. Nu mai pot. Sunt răcit. Ca naiba. Nu mai sport. Ok, terminând cu școala și cu chestii de care nu-mi place și urăsc să le fac. Ce am mai putea face? Ce am mai putea noi face? Uite luna cum răsare. Mai continuați și voi că m-am săturat.
Ok, cred că e plictisitor să tot, vedeți cum taia cei copaci și... Da. Dar na, face parte din serie, deci... Gurița. Gurița... Stai. N-am de gând să încalc regula de bază din Minecraft. Niciodată nu se pasă cu mine. Uitați ce puteam păți. Puteam rămâne în viață. Și ce triști erați. Bun. Păi o să am ceva de făcut. Dă șavolul. Nu. M-au stâmpit. Rotiță tâmpită. Tu treci aici. Am un inventar, zici că e vacanța de vară. Asta vacanța de vară, doamne. Zici că e așa, naturist, cu copaci, cu semințe, cu carne, cu cărbune, cu lemn în fund. Ce ți-ai putea dori mai mult? Uite luna cum răsare. Uite ce iarbă frumoasă acolo jos, dar eu sunt la înălțime, sunt un extrem. Unde e noaptea? Vine pruncul și îmbrăsare. Îmi cântă toată ziua în amiaza mare. E acoperit frumos. E totul minunat. Șoc! Șacal. Trebuie de acum încolo să-mi scriu înainte să filmez pe o hârtie ce am de gând să fac. De fapt, ce am de gând să zic, pentru că... Na. Frate, zi super încet, am dat suplinie buci. Am dat suplin de aur. M-am plictisit. Deja. Da. Vino cu aia. Șoc. Căl. Căl. Frate. Spar pământul cu pământul. Logica din Minecraft. Unde-i luna? Uite-o. Apune, vă dați seama cât am muncit. Doamnii feri. Și nu știu, episoadele astea cred că o să fie pe părți. Adică o să filmez foarte mult, după care o să împart. Nu știu, ceva de genul. Nu știu, am zis.
poate să zic faza de la revedere, sau poate video să se încheie brusc și să înceapă fără niciun intro. Adică, da, nici nu știi cum se poate încheia acum! Hehehehe. Sau se poate încheia peste 5 minute. Nici nu poți ști. Nu. Și mă gândeam să încep o serie de The Binding of Isaac. Nu știu. Jocul e destul de tare. Nu știu, adică am o tonă de idei, frate, și m-am plictisit din moarte să lucrez la casa asta. Vă-s plictisit. Uite, soarele răsare, alergând din floare în floare, din copaci el va răsări și pe toți ne va încălzi.